Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 19 noiembrie pentru Zodia Balanță. Oamenii mei dragi, în această zi văd că veți face un drum sau va fi o tranziție în viața dumneavoastră. O tranziție în sensul că s-a întâmplat ceva acolo în viața dumneavoastră care v-a dezamăgit anumite persoane, nu au fost oneste cu dumneavoastră și ați înțeles că trebuie să schimbați strada, că nu ați făcut alegerile tocmai potrivite. Cineva acolo nu s-a comportat chiar bine în ce vă privește și pentru asta vă hotărâți să faceți o schimbare. Să știți că furtuna a trecut și în această zi veți avea parte de mai multă liniște, de mai multă calmitate, da? Văd că e posibil și să faceți un drum și acel drum să vă ușureze, să spunem așa, problemele de zi cu zi și văd că veți face ceea ce doriți, veți pleca la drum cu veți face o alegere să faceți un drum în ce privesc chestiunile de inima dumneavoastră, în ce privesc chestiunile sufletului dumneavoastră. Veți fi ca un nebun astăzi. Adică veți decide să plecați pentru că știți că asta vă va face bine. Veți face lucruri care vă vor place. Veți pleca pentru un nou început. Da? Văd libertate. Vă veți elibera de acele greutăți, de acele probleme. Și văd că veți decide să faceți ce spune sufletul dumneavoastră. Să vă ghidați după ceea ce vă spune inima în această zi. Văd noi începuturi, să știți. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită Arcanghelul Gabriele. Un grup de artiști creează sau mergi la un grup de persoane care au aceleași pasiuni cu ale tale pentru a avea inspirație, prietenie și susținere. Oamenii mei dragi, aveți nevoie să vă reuniți sau să vă uniți la, cu persoane care văd care văd viața în același mod ca dumneavoastră, care au aceleași pasiuni, care veți putea primi înțelegere. Veți face un drum în ce privește să vă reuniți într-un grup de prieteni sau într-un grup care aveți aceleași lucruri în comun, da? Să creezi sau să te unești la un grup de persoane care sunt ca tine. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!